doctor, Costică Neagu, care tocmai îmi spunea că au trecut 24 de ani de când a inițiat zilele Simion Mehedin. Bună seara, Costică, bine te regăsesc. Dar vreau să citesc un pic aici, din Duminica Poporului, pe care tu o să o lansezi curând și o să ne vorbești. Și că grozav lucru să vezi turma spâșiată de lupi. Cine e plugar sau neam de cioban știe ce înseamnă asta. Dar când vezi o țară întreagă lăsată în peric, în prada lupilor, Da. Asta spune Mehedin, nu eu, nu tu. Da. De-a lungul timpului, cei 24 de ani, aceasta ar fi ediția 24-a, ne pregătim pentru sfertul de veac. Am căutat să punem în valoare toate elemente, toată paleta de preocupări ale lui Simion Mehedin. Și am în vedere știința, geografia, pentru că el este cunoscut ca geograf, da? Educația, sigur, pedagogia. Sigur, că... Și iată, anul acesta vom dedica întreaga acțiune, o vom dedica activității publicistice. Vreau să le amintim telespectatorilor că Simion Mehedin era din Soveja, stimați telespectatori, da, deci de pe plaiuri mioritice, de pe plaiuri vrâncene. Așa cum zicem noi de fiecare dată, pe plaiul Mioriței Vrâncene. Ce se va întâmpla și ce am observat? M-a cucerit această revistă pentru faptul că el a plecat în stat pe o chestiune cum publicistica românească nu avea, și anume faptul că era o foaie pentru ridicarea poporului. El și-a propus ca să educe poporul de jos. Poporul de jos, care în marea majoritate, cam 30% știau carte, restul erau analfabeți. De aceea revista asta este o revistă aproape singuratică, pentru că nu a fost scrisă cu publiciști, cu oameni care erau profesioniști. Toată revista aceasta, din 1914 și până în 1933, a apărut 17 ani, cu întrerupere 2 ani în timpul războiului, 1916-1918, și a fost scrisă cu preoți și cu învățători. Am spus că m-a cucerit acest lucru și atunci am vrut să aduc cititorului de astăzi această revistă, editând toate editorialele pe care le-a scris Mehedin. Și ai început când să începi să... Cred că sunt vreo 3 ani de zile. De 3 ani de zile. Sunt... Care a fost prima pe care ai editat-o? La ce vă referiți? La scrierile lui Mehedin. Știu că tu ai... Nu? Prima dintre ele. Aici am adus doar aceea de taină, ce da, ține, da, da, ține da, tot de publicistică. Ele sunt 19 titluri pe care le-am editat. Lucrul acesta a început imediat după înființare, în 93. Noi ne-am înființat în 91 și în 92-93 am lansat această serie editorială Biblioteca Simion Mehedin, care iată la ora aceasta este cu numărul 90. Deci sunt 90 de lucrări care au apărut în această colecție Simion Mehedin. Știi, vorbeam despre Soveja și de toată partea aia din care faci parte și tu, că ești de prin zona Negrileșii, da, unde e Mitică Pricop și o să discutăm și despre asta. În vară am fost invitată la un concert de pian la Soveja. Mă sună Traian Negulescu și îmi spune, te rog să vii mâine, spune, lui era biserica din Soveja, un recital de pian. Îi spuneam soțului meu, mă trebuie să mergem, dacă mă gândesc că o să... ce chici o să fie cu pian de ăla, cu băgat în priză și cu public care să... Hai să mergem, că am promis. Ei, a fost un recital de pian, cu pian adevărat, adus de la Focșani și acordat de domnul Titel Dumitriu, un pianist excelent, am și făcut după o emisiune cu el la București, un pianist de talie mondială, și un public extraordinar. Nu s-auzea musca și a cântat lucruri grele. A
fost o liniște în sală și mă gândeam, măi, aici este un... Dumnezeu a pus niște gânduri mai speciale la oamenii de la Soveja. Sigur, da. Că spuneai că mehedinți împreună cu învățătorii și cu preoții. Da. Și, și acum la Soveja sunt oameni de marcă, domnul Macarie, mie îmi place foarte, da, domnul profesor Macarie. Da, anul se uita profesorii Albu, care sunt, sigur, de acum sunt patriarhi, el a trecut de 90 de ani. Revenind la Duminica Poporului, deci am spus că a fost o revistă singuratică, unică în cultura noastră publicistică, unică prin ceea ce și-a propus, un neam, un suflet, un hotar și o credință. Aceasta era paradigma. Mai zi odată, un neam? Un neam, un suflet, un hotar și o credință. Toate acestea le adaugă, adică acest concept, credința, l-adaugă ceva mai târziu. Sigur, a fost unică pentru faptul că a fost scrisă de cine am spus, că a fost foarte puțin, că a fost scrisă foarte puțin colaboratori, au fost consacrați de cultura română și nu în domeniul publicisticii. Cel mai mult a publicat în primii 2 ani de zile, până în 1916, a publicat Vasile Voiculescu. Vasile Voiculescu, dar care a publicat materiale... Care este din Voinești, din Prahova, Vasile Voiculescu, nu? Nu, din Buzău, scriitorul, mare poet. Scriitorul, dar nu e din Voinești, are origini în Voinești, mă rog, da. Mare scriitor, așa este, mare scriitor Voiculescu. Păcat că nu prea se mai învață despre el. Nu s-a învățat niciodată, pentru că a făcut și pușcărie, a făcut toate acestea, a fost medic militar, știu, așa, știu, a fost, știu, aici, știu, pe... Da. Da. După aceea, Ion Conea, marele geograf, care a publicat încă din timpul studenției și care, ce să spun, publică materiale absolut superbe. Deci ziceam că această revistă a avut acest scop, acest obiectiv, s-a întemeiat pe 3 piloni despre care vorbește chiar în articolul program. Iată, o foaie scrisă pe înțelesul tuturor e lucru rar la noi. De aceea am socotit că va fi spre folosul locuitorilor din sate, precum și muncitorilor din târguri și orașe, să trimitem în fiecare duminică foaia aceasta. Această revistă apărea duminica, pentru că el spunea, că 6 zile sunt destinate muncii și a 7-a zi este destinată sufletului, ca să poată să o citească. Nu spunea el așa, spune Sfânta Scriptură. Sigur că da. Da. Ce a lipsit până acum poporului nostru, i-a lipsit multe, dar mai întâi i-a lipsit adevărul. Cu minciunile care se tipăresc în țara asta, numai într-o săptămână ai face un munte până la cer. Minciunea stă cu regele la masă. I-a mai lipsit apoi dreptatea. De la primăria din sat și până sus la prefectură și aiurea, omul nevoiaș trece prin toate necazurile și supărările. În faia asta vom căuta să spunem numai adevărul și să ajutăm din toate puterile dreptatea. Au mai încercat și alții, dar mulți au căzut la fund. Pe unii a devenit câștigul bănesc, pe alții a ispitit proasta mândrie de sine, pe alții a mușcat de inimă șarpele viclean al politicii de căpătuială și de aceea s-au rătăcit și au rătăcit și pe cei din... Ce-mi place chestia asta cu politica de căpătuială, excelent, da. Excelent, politica de căpătuială, în 1919 a publicat o lucrare, un fel de eseuri, acolo le-am zice noi, după cum le categorisim, politica de vorbe și omul de stat. Și făcea o deosebire totală între omul politic, domnul Trâncănescu, așa îl numea, așa, și omul de stat. Omul de stat care trebuia să aibă trei însușiri. Să fie real, adică să facă numai lucruri serioase. Să fie neutru, adică să nu aibă nici prieteni, nici dușmani. Și să-și aleagă cu grijă colaboratorii. Și zice un lucru superb. Cine are colaborator bun, nu are nevoie să împrobodească adevărul. Deci lucruri absolut superbe. Deci făcea aceste
Bine, un alt pilon pe care s-a întemeiat revista aceasta a fost munca temeinică. Are extraordinar de multe lucruri despre muncă, așa, cine a iubit munca a adus raiul pe pământ. Munca nu este o însușire numai a omului, pentru că numai omul muncește. Celelalte vietăți se conduc după instinct, când le e foame. Orice vietate, după ce mănâncă, se culcă. Omul muncește în continuare pentru că muncește și pentru a doua zi și pentru... Deci lucruri absolut extraordinare. A mai fost unică prin faptul că, iată, am spus de colaboratori, a avut o structură absolut interesantă și superbă. Editorialul, care este coloana vertebrală a oricărei reviste, el a scris peste 550 de editoriale, pe care noi le tipărim aici în lucrare, în care munca este în centru. Munca, activitatea politică, pentru că se cerea unitarea a poporului. În 1919 s-a dat universal. Atunci lucrul era, până atunci votau alții pentru țărani. De atunci trebuiau să voteze ei. Și atunci spune așa, trebuie să fii atent ce votezi, pentru că acolo în cabină să te gândești când pui pecetea pe cine votezi. Ce a făcut omul ăla? Prin ce s-a distins? Nu discutăm prea mult despre asta, pentru că e campanie electorală și nu am voie să acord. Discut. Dar asta spune... O spune Mehedin, dar o discutăm în afara campaniei. Și o chestiune de educație. Da, sigur că da. De educație. Iată a doua rubrică, care transcende, parcurge toată revista, este Evanghelia. Dar revista este superbă. Aici colecția pe un an de zile. Excepțională este revista. Nu poți să sari peste nimic. Dacă te-a pus să o citești, citești tot, pentru că nu poți să treci cu vederea nimic. Deci, în fiecare număr, pentru că apărea duminica, este Evanghelia, care se citea în duminica aceea la biserică, așa, pentru cei care întâmplător nu au fost la biserică. Eu am propus și preoților pe care îi mai știu și care sunt dispuși să muncească, din revista aceasta s-ar putea scoate o lucrare, pentru că am zis repere monografice, un reper monografic să fie Evanghelia. Pentru că nu este important dar este foarte importantă Evanghelia, o găsim și acum în cărți. Dar important este tâlcuirea. Unde era? Să vedem, să găsim o rubrică aici. Nu trebuie să fie aici. Ea apare după tot timpul, dar nu lipsește. Ia uitați. Evanghelia, sigur. Evanghelia și apoi în continuare apare tâlcuirea. Câteva cuvinte cu privire la Evanghelie. Toate tâlcuirile acestea sunt făcute de preoți și de mehedinți. Pentru cel care se uită pe această lucrare care o să apare, este important să știe un lucru. Niciun editorial, aproape niciun, nu este semnat de mehedinți. Tâlcuirile nu sunt semnate decât numai atunci când sunt făcute de altcineva. Deci tot ceea ce scrie mehedinți semnează, ca să spun așa, rar de tot, și semnează numai materiale care au mai apărut și în alte publicații. În alte publicații. Când apare? Păi asta o să apară pe data de 8 noiembrie. Odată cu începerea zilelor... Zilele mehedinți sunt după 3 până pe 9. Și asta apare pe 8. Și apare pe 8. Este, te rog, îmi dai și mie să vă copere, da. Este o realizare excepțională pentru noi, poporul, ca să vorbesc așa în termenii lui Mehedinți. Este o lucrare, te rog? Da, sunt două volume, o lucrare de aproape 800 de pagini, apare în două. Cât ai lucrat la ea? Am spus, aproape 3 ani. Aproape 2 ani și ceva. Este excelentă, adică excelentă ideea. Deci are toate editorialele, plus în față are un studiu introductiv în care vorbesc despre activitatea publicistică. Iată, Mehedinți a fost, eu am zis că a fost
unul dintre cei mai mari publicisti români după Eminescu. Și dacă mă duc, da, fiecare zice, dar pentru că nu știe. Pentru că, iată, în 1893, Mehedinți era tânăr student la anul 2, la geografie, la Paris, și în 1893 adună studenții din Paris și creează o revistă, o foaie volantă, o revistă care pleca din Paris, notau studenții români din Paris, erau vreo 400, dar 45 erau membri ai ligii, pentru că în 1891 s-a înființat Liga Culturală, s-a înființat o secțiune și la Focșani, nu? Și atunci, iată, și care era drumul? Paris, Viena, Budapesta, Cluj, București, Anvers, Graz, Paris, se întorcea. Se cunoaște și este un număr la Alba Iulia, la muzeu, este un număr cu întreg. Nu. Iată, după aceea a condus Buletinul Societății Române Regale de Geografie din 1900 și până în 1942. A condus Convorbirile Literare din 1906 și până în 24. A condus, a scos revista Munca și iată și această revistă. Eu de aceea spun că de asemenea, ia uitați aici, a condus, a rostit la radio 85 de conferințe după înființarea societății de radio în 28. Cei care erau acolo au adunat toți, au capacitat intelectual român, au fost peste 1500 și era o emisiune Universitatea Radio. Acolo a comunicat și Iorga, a comunicat și... Domnule, eu te ascultam cu atenție, să știi, că n-am întrerupt deloc. Mă gândeam câte nume de vârf am avut noi, câți oameni de o profunzime fantastică. Mă credeam că era băiat de țăran, sărac. Și uite, uite, fac un pic de o divagație scurtă. Sus aici, la Casa Copului Didactic, apropo de oameni care n-au posibilități materiale, dar cărora Dumnezeu le pune în brațe un talent. Și băiețelul ăsta de sus, care a expus aici, la Casa Copului Didactic, un copil în clasa 8-a, un pictor excepțional, este o expoziție de pictură aici, la Casa Copului Didactic. Vezi unde pune Dumnezeu mâna lui... Iată ce, să vină lumea să vadă iată ce spune Mehedinț la una dintre conferințe, pentru că, mă rog, sunt multe lucruri pe care le vor vedea cititori. Iubiți cititori, el are vocația oralității, el discută cu, el spune acolo ca titluri generice, un sfat, iubiți cititori, către cititori, cuvânt către cititori. Și acum iată ce spune. La sfârșitul unei asemenea. Acum timpul nostru s-a terminat. Pe hârtie am mai însemnat destule lucruri vrednice de luat aminte. 15 minute dura o asemenea conferință. Atât. Așa. Noi am tipărit 45 dintre ele aici în... Poate le voi înșira vreodată. Uite că zice. Da. Așa. Acum timpul s-a împlinit. Noapte bună. Pentru azi am încheiat. Noapte bună și mâine dimineață la lucru. Absolut, absolut super. Bineînțeles. Dar îți spun, toată, dacă te-a pus să citești această revistă este, nu poți lăsa de vreau doar toate să înșir aceste lucruri, pentru că este important și limbajul pe care îl foloseau, iată, avea un obiective practice, de educație practică, de educație sanitară. Un mare pedagog a fost. A fost poate cel mai mare pedagog. Poate cel mai mare al nostru, categorii. Da? Deci spuneam editorialul, spuneam Evanghelia, care nu lipsește, o altă rubrică, gospodărie. Mă rog, prin această rubrică, directorul Duminici urmărea să facă o educație pentru state, dar și o educație practică a sătenilor. Făcea concursuri în care dădea acolo pachetele de legume, de ardei, și în care înscria pe revistă pe cei care erau abonați. Adică lumea știa, se știa în toată țara.
Pentru că plecând de la o inițiativă particulară, să spun, primele numere sunt scrise numai de Mehedin, după aceea, în foarte scurt timp, cam 2-3 luni de zile, capătă acoperire națională. Era cea mai ieftină publicație din țară. Era cea mai... 2 lei pe an. Da, dar foarte cumpărată, știi? Foarte cumpărată. Foarte cumpărată, pentru că era scrisă pe sufletul oamenilor. Nu numai atât. El spune așa, face un îndemn, zice, coaseți foile acestea și la fiecare sfârșit de an veți avea o carte. Aceasta este o carte pe care o coase un factor poștal și pe care eu am găsit-o la anticariat. Aici ai găsit-o la anticariat? Da, deci luat-o de la anticariat. Aici am găsit-o la anticariat. Și iată sunt. Deci am beneficiat de acest sfat. O altă rubrică era cultură, în care intra folclor, literatură, cultă populară, educație, cărți pentru popor, casa de citire, biblioteca sătească, educație și așa mai departe. O altă rubrică era întrebări, concursuri, premii, poșta și poșta redacției. Dom'le, ar putea să fie o chestie care să nu atragă atenția. Dar uite ce făcea Mehedin. Făcea un fel de investigații. Punea un set de întrebări și aștepta răspuns. O să găsiți acolo răspunsuri pe care le... Și ce întrebări punea? Ce întrebări punea? Iată, spunea așa. Care sat nu are nicio cârciumă? Sau coada plugarilor, fruntea băutorilor? Și să dea acolo, să dea exemple. În ce sat țărani au plătit de plin pământul cumpărat prin obște? Sau ce s-a dovedit mai spre folos? Spitalele rurale sau ambulanțele rurale? Deci erau lucruri care frământau societatea, erau foarte apropiate. Ca și acum. Și acum societatea e frământată de lucrurile astea. Deci e vreo parohie de sat sau de oraș în care preotul să fi stârpit beția? Cum? Și veneau, vă spun că veneau așa, dădeau răspunsuri. Sigur, e ca un fel de cercetare sociologică, iată deci o altă rubrică. O rubrică absolut superbă, știri din lumea largă și de la noi din țară. Aceasta a fost dusă, rubrica asta a fost dusă de Ion Conea și de unul Ion Mașala. Așa. Iată ce spune, apropo de știrile acestea. Găsesc un articol, Camera, deci o știre mică, Camera. Adică ce se întâmplă la Parlament, ce se întâmplă? Punct. La Cameră se adună deputații de 3 ori pe zi. Adică iau de 3 ori câte 500 de lei. Isprava, ceartă ca la ușa cortului și 1500 de lei plată pe zi. Asta spunea în 1925. Domnul... Da, sigur că da. O altă rubrică, da, publicitatea. Da. Deci se făcea publicitate cu, mă rog, foarte apropiată de cea de astăzi. Adică vreau să spun că era o revistă dinamică, dinamică și cu... Și o să găsiți acolo și modele de... Bine, și gândurile sunt cam aceleași, pentru că în toate absolut timpurile... Asta e situația, da, da. Dar vreau să te rog să ne spui și nouă cum o să... Te rog, spune. Da, și colaboratorii am spus care erau. Cum o să se desfășoare zilele Mehedin? Că nu mai avem mult în emisiunea asta. Și vreau să știe lumea care e interesată, deci de pe 3 până pe... De fapt, vârful... Este pe 9, pe 8, pe 8. Pe 8. Când este sesiune de comunicări, am să dau și prin presă sesiune de comunicări. Anul acesta, dacă dedicăm această activitate publicisticii, avem și ceva invitați, ca să spun așa, surpriză. Adică va participa decanul Facultății de Jurnalism de la București. Cine este? Marian Petcu. Maria, dar mai fost aici, da. A fost pentru că am și o emisiune cu el, da. Da, pentru că am făcut eu un curs al revistelor școlare. A editat, da, a venit, a fost pe aici, da. Marian Petcu, care vine cu o comunicare destul de interesantă. El necunoscând decât așa, în date generale, câte ceva despre Mehedin, da. Publicistica și literatura,
liniuță, ca să spun așa, istoria unei iluzii. Asta, cu asta vine domnul Petru, asta da? Cu asta vine domnul. Vine Șervan Dragomirescu, recitind puletinele. Când vine Șervan Dragomirescu? Tot atunci. Tot atunci. Deci pe 8 este. Pe 8, da. Vine după care va vorbi despre buletinul Societății de Geografie, că a fost condus 42 de ani de Mehedinți, a fost redactor șef. Așa, vine Ceamnă care vorbește despre Simeon Mehedin și cum vorbirile literare au fost și acolo 14 ani, așa, nu 17 ani, care a condus convorbirile. Apoi mai vine o doamnă care o să fie cumva în afara acestei idei, adică cine este aceasta? O profesoară universitară, fiica preotului Balaur. Preotul Balaur a fost duhovnicul lui Mehedinți. Preotul Balaur a fost cel care a intervenit... De la Sobeja? Nu, de la Sobeja, de la București. Cel care a intervenit la Patriarhia Română ca să-i dea locuință lui Mehedinți un timp după ce l-au scos din casă, să-i dea locuință în casa parohială a Bisericii Mavrogheni. Doamna aceasta l-a cunoscut, era bineînțeles mică, spune că avea cam 14 ani și l-a cunoscut să vină cu niște lucruri. Cum se numește această doamnă? Elena Teodoreanu. Abia aștept să o cunosc. Nici eu nu o cunosc, domnul Dragomir. Să fie în vârstă, da. Ați cormonit? Păi are vreo 80 de ani. Are 80 de ani. În jur de 80 de ani. Și... Unde o să fie cazat? O să fie aici, la Casa Corpului Didactic, sesiunea de comunicare. Bun, și unde îi cazezi? Unde îi duci? Sau pleacă imediat în aceea? Păi de aici plecăm la Soveja și împlinim traseul care îl facem în fiecare an, având o întâlnire acolo cu sătenii, cu școala, cu așa. Și a doua zi, pe 9, între cele două tururi, duminică. Ah, duminica, da. 2-9, da, 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 16, da, deci pe foarte 9 frumos, vom face. Ne-am dus cam târziu anul acesta, sperăm să avem vreme bună, pentru că trebuia să evităm turul întâi. Sigur. Dincoace era prea devreme, n-aveam timp, pentru că și lucrarea aceasta... 800 de pagini, e aproape 10.000 de lei. Felicitări, e o chestie excepțională și... Chiar, patria trebuie să fie recunoscătoare, pentru că nume ca Mehedinți, dacă și nume ca Mehedinți dispar din gândurile oamenilor, înseamnă că suntem pe calea pierzării, știi? Că nici despre Iorga nu prea mai... Spune lumea că ne-am lăudat, iată, în 2000, nu e vorba de laud, în 2012 aici. Academia Română ne-a dat meritul academic, diploma meritul academic. Felicitări lor că s-au și vouă, bineînțeles. Ei au luat act, pentru că toate lucrările astea merg în marile biblioteci, dar merg și la Academie. Și atunci... Vreau să nu terminăm emisiunea. Eu îți promit că o să fiu și eu alături de voi atunci, în perioada zilelor mehedinți. Dar vreau un subiect pe care am vrut mereu să-l discutăm, da. Este Dumitru Plicop. Spune-mi, te rog. Ce se întâmplă între... lucrurile pe care le-a inițiat asociația și le-a promovat, a fost și această, să spunem, promovare a celor afrâncenilor, în primul rând. Și pentru aceasta am editat o mulțime de lucrări, documente putnene, Vrancea lui Nea Rădulescu și așa mai departe. Unul dintre oamenii pe care am căutat să-i menținem la suprafață, poetul Dumitru Plicop. Pot să spun cu mâna pe suflet că este în domeniul poeziei până acum, că nu putem să spunem, este cel mai bun produs al nostru. Mitică Plicop, Dumitru Plicop, a fost un poet cu har. Nu din această cauză, a fost supranumit poetul Vrancei, pentru că el găsește și scoate la iveală și pune în metaforă sufletul vrânceanului. Am
După plecarea la cele veșnice, am făcut câteva după semne. Plecarea prematură la cele prematură, veșnice, da, 64 de ani, așa, am făcut câteva semne, câțiva, adică s-a făcut medicul Tapan, a făcut bustul care este în parcul Schumann, a fost inițiativa Asociației Mehedin și a Direcției de Cultură, respectiv Puiul Usturoi. Știi că am dat o emisiune de-a lui Miercu, de Sfântul, de Sfânta Paraschiva, pe el chema Paraschiva, am dat în memorie o emisiune cu Puiul Usturoi. A fost un personaj foarte interesant. Foarte interesant, foarte așa interesant. Este. Ne-am lovit poate toți de el câteodată, că el era așa, acum zicea că ești nemaipomenit, da, mâine da, te făcea da. De râs, dar am ținut foarte mult la Puiul și când a murit, să zic că chiar am suferit îngrozitor. N-am crezut că o să sufăr așa, mi-a părut îngrozitor de rău. După era, ce, ne lipsește, după ce am da. Făcut, am făcut o placă memorială la Negrilești, casa în fața casei de la acolo, așa, o placă memorială aici la Focșani, în blocul, în locuință, așa, și am meditat cele două lucrări, Alcătuirea mea de prinț Vrâncean, aceasta, să spun așa, am făcut-o după model, și zicem 65, pentru că a fost editată în anul următor, imediat când el ar fi împlinit ar fi împlinit 65 de ani, așa. Și aici avem o selecție din toată opera Antumă a lui Pricop, selecție făcută de mine și de poetul Gheorghe Istrate, care a fost aproape și... În emisiunea pe care o am cu Mitică Pricop, da, la un moment dat sună cineva la ușă și apare poetul Istrate, pe care nu-l mai văd în ultimii ani deloc prin Vrancea. Ce se întâmplă? Păi nu mai vine pentru că e destul de bolnav și el i-a murit soția și eu l-am invitat. Nu vine nici la zilele mecăniți. Nu poate să vină. Nu poate să vină, e așa. Și ceea ce am adus după modelul Nikita, dacă vă aduceți aminte, au apărut imediat după Nikita, după moartea lui, au apărut niște lucrări. Am scris evocări aici, în care toți care l-au cunoscut pe Pricop și am luat și documente din Arhiva Familiei, le-am dat aici, ca să menținem trează, ca să spunem așa, această idee. A fost acolo 65 de poezie antume, 65 postume, cu inedite, cu toate acestea. Uite, de la Gheorghe Istrate, Gheorghe Anca, Florin Muscalu. Scumpe domnule prieten, frumos, nu? Scumpe domnule prieten, te rog să-mi dai de urgență parodiile, sunt singurele lucruri pe care nu le avem în almanach. Ele aprobat de forurile competente și urmează să intre la tipat. În aceeași ordine de idei, te rog, joi 10 noiembrie, la ora 16, să fii prezent la sediu. Plecăm în vechiul Plainești, azi Dumbrăveni, la o șezătoare literară de Iliu Zampirescu, cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la naștere. În rest, respectoase omagii colegiale, vom vorbi poate și telefonic. Florin Muscalu, în 1983, Dumnezeu să-l odihnească și pe el. În 83 a apărut... Pricop, a apărut volumul de debut Patima Muntelui. Da, au fost într-un timp foarte prieteni, după care n-au mai fost prieteni. Ce face politica asta din om, da, știi? Nu, erau prieteni, dar numai ei, fiecare. Ei nu prea mai erau prieteni. Viziunile sale asupra societății. Uite, da, că, da, te rog. Această, ca să spunem așa, o oarecare stare de tensiune, l-a salvat pe Mitică, pentru că el de acolo, de la Neptun, trebuia să vină cu ei în mașină. Da, și s-a supărat pe nu știu ce, așa că nu l-au luat și l-a dus,
Așa, și, mă rog, și-au murit cei trei, da, și-au murit cei trei, Florin este, cu Traian și cu băiatul de la Sibiu, mi se pare. Mai a fost cumplit, nici nu vreau să-mi aduc aminte, da. Să știi că a fost o mare tragedie, pentru că fiecare în felul lui era reprezentativ pentru orașul ăsta, pentru Francia. Oameni care au lăsat, vezi, repet, din cauza acestei politici și uneori tare plicticoase, se rup prietenii, se destramă familia, am văzut. E îngrozitor, știi? Nu numai, până la urmă, nu numai politica, ci o stare de dezagregare a spiritului național de solidaritate. Lucrul acesta își pune amprenta pe fiecare dintre noi. Da, și asta e în toate timpurile, în toate perioadele. Știi? Am editat apoi, la 70 de ani, am și spus Dumitru Pricop 70, o culegere, o antologie pe tema aceasta a Mioriței și nu numai. Toate aceste simboluri așa, pe care el le cultivă Miorița, ca să părintească. Acolo sunt toate poeziile cu titlul generic Mioritică, scrise de Pricop. Ce frumos, Lacrima păstorului învins, foarte frumos. Din poezia Prințul, din care am luat și titlul acesta. Încătuirea mea de Prinț Vrâncean, da. Este pe coperta a patra poezia Prințul. Pământul meu e bun pentru icoane. Superb! Sunt versuri care memorabile și când spun acest lucru, nu. Numai că, iată, contemporane și tineretul, Mehedinți are pe aici, prin Duminica Poporului, un aforism la un editorial. Dacă tinerii ar vrea și bătrânii ar putea, viața lumii ar fi alta. Sigur, excepțional. Dar să spun, uitam acum peste poeziile lui Mitică, n-am mai citit de mult, cu câțiva ani, sunt splendide. Ar trebui lumea să le citească, toată lumea să aibă în casă lui Dumitru Pricop și când din seara obosiți de la serviciu, să citească poezia asta, Pământul meu e bun pentru icoane. E excepțional. Doamne, ce frumos trup am! Ce frumos, da. Doamne, ce frumos trup. Sunt realizări cu totul și cu totul remarcabile. Vezi, a fost o perioadă când se dădea mare atenție la lucrurile astea. După aia, goana înfiorătoare, goana mitocănească după banii a făcut pe oameni să se separe rău de tot unii de alții și adevăratele valori au fost lăsate la index. Mersul lumii. În general, cam toți scritorii, nu numai români, din toată lumea, intră într-un cont de umbră, dar după aceea după aia ies la iveală că n-au cum. Noi am vrut ca să, asociația, am vrut ca să ținem la cald și să împiedicăm această. De aceea am promovat și sigur că, având în vedere faptul că s-a pus în vânzare casa în care el s-a născut și am propus, am lansat această listă de subscripție pentru ca să achiziționăm casa Pricop. Foarte multă lume m-a întrebat, dar de ce n-o fac donații ei, dar de ce? Casa aceasta are și ea o istorie. Ea a fost vândută în timpul vieții lui când trăiau toți frații, că acum nu mai trăiește decât unul, Nicolae Pricop, profesorul de matematică, așa, din cei șase, a fost pusă în vânzare, a cumpărat-o o soră de-a lor, care a întors la toți ceilalți o sumă de bani. Cum a fost să înțeleți? O casă pe râpă și... Așa. E, acum... Dacă s-au prăpădit și ea și soțul ei, copiii vor și ei să... Păi ei nu mai locuiesc în Negrilești, nu-i mai... Și poate că într-un fel e mai bine, pentru că ei ar trebui să refacă această casă. Deci în momentul de față, casa este așa cum a...
Și voi strângeți niște bani ca să puteți cumpăra. Noi strângem niște bani și noi apelăm la toată lumea, apelăm la toată lumea să dea cât pot. Persoane fizice, oameni de afaceri, instituții, de ce nu? Ceva bani până acum? Până acum am strâns vreo 14.000 de lei. Cu rugăminte. 14.000 de lei. 14, adică 140.000 de lei. Înțeles, și cât am avut cât este evaluată? Și cu sătenii. Ei cer, după unii spun că cer cam mult, după alții mai... Cât cer pe ei cer 20.000 de lei. Eu am lansat... 20.000 de, mii de euro. Euro, da. Nu e asta mult. Înseamnă nu în jur de 90.000. Cred că se va putea face o negociere dacă vom avea, strânsă o sumă apropiată sau semnificativă. Cred că dacă... Pentru că eu merg pe această idee. Ce lipsește poporului român, nu lipsește inteligența, nu lipsește bunătatea, nu lipsește hărnicia, lipsește perseverența. Așa am avut este. Ocazia ca să constat de când am lansat această inițiativă, în discuții coloviale. Să constat că toată lumea mă felicită, dau și eu, dar a doua zi sau în secunda următoare au uitat. Da, da, cam așa se întâmplă. Știi ce se întâmplă? Când a fost, cum se cheamă, uite, nu mi-aduc aminte, cu apa aia care a... Da, inundație. Nu, din străinătate, când a fost, nu tornadă, altfel da, se da. Cheamă, tsunami. Și am făcut noi o emisiune pentru un... Domnule, am primit o groază de telefoane, că am făcut-o în direct. Toți dădeau, își dădeau salariile, își dădeau aiurea, își dădeau la telefon, așa ca să se audă, să li se audă numele, dacă au dat jumătate dintre cei care au promis că dau suma pe care... Domnule, la poporul așa că... român nu era așa. Ei, uite, eram tânăr învățător în 75, când au fost inundații și când s-a lansat, practic, o listă de subscripție. Și când a venit o bătrână de 90 de ani și a adus acolo, într-un colț de batistă, 3 lei, într-alt colț de batistă a adus 2 cubice de zahăr, să le depună acolo pentru... Așa. Și în buzunar a adus un țoi de țuică. Noi tineri și am zis, mătur și Ioană, dar ce să faci? Zice, lasă, mamă, că o fiș pe acolo vreo unul care e sete. Ia uite ce frumos. Absolut super. Asta era, se termină emisiunea, din păcate, deci între cât și cât este, mai spun o dată când se desfășoară zilele mediei? Între 3 și 8. Aici la Casa Corpului Didactic. Pe 8 e la Casa Corpului Didactic, că 9 este la Soveja, și între 3 și 7 în școli sunt activități. Deci, uitați... Sunt colegi care s-au oferit să facă, uitați, la școala 3 o să fie o expoziție de carte veche, Simeon Mehedinț, din edițiile, așa, la Pufești, unde este colegul nostru Nicu Damian, care organizează activități de cunoaștere a operei, concursuri, cine știe câștigă, apoi liceu pedagogic, unde avem și noi locația acolo, la Soveja, la Câmpuri și sigur, cred că mai sunt... O să iasă ca de obicei o activitate excepțională, pentru că toate activitățile coordonate de dumneavoastră, domnule profesor, au ieșit totdeauna foarte bine, eu vă felicit în suflet. Vreau să fac un apel, vă rog, către vrâncieni, dați un leu pentru Casa Pricop. Pentru că acolo este o zonă turistică și pentru că în școală, în ultimul timp, este școala altfel, 2 săptămâni de zile pe an, altfel se desfășoară cursurile, nu în sălile de clasă, copiii dumneavoastră pot merge în excursie acolo, așa, pentru că se înființează Casa Memorială, dar și un muzeu al satului. Va fi o colecție muzeală acolo, primăria și toată lumea este de acord și... Eu nădăjduiesc cu ajutorul dumneavoastră să nu trebuie mult un pachet de țigări. Un pachet de țigări costă 15 lei. Nu mai dați idei, nu se discută despre țigările. Atenție, dacă fiecare dascăl ar da 10 lei, sigur. Din 3.000 de dascăl, nu zic 4.000 cât suntem, 3.000
a reșit 30.000 de lei, aproape jumătate din costul. Ați făcut apel la directorii de școli? Am făcut, dar e tocmai ceea ce spunea. Toată lumea spune nefericită, dar eu totuși insist și aveți în minte exemplul patriarhilor de la Soveja. A doua zi după ce am apărut în presă, după ce am dat conferința de presă și gata în ziarul de Vrancea, soții Iulian și Florica Albu au trimis pentru Casa Aprico 200 de lei. Sunt primii donatori ai acestei case. Să vă ajute Dumnezeu, sunt sigură că locuitorii județului nostru și nu numai, pentru că știți că suntem văzuți în foarte multe locuri, chiar la nivel global, că suntem și online, n-or să rămână indiferent la această solicitare, pentru că ar fi păcat să se piardă până la urmă numele lui Dumitru Tricou, care a fost un poet reprezentativ pentru România. La revedere, domnule profesor, succes mult și vă mai aștept la emisiuni noi.